Iată că ne pregătim din nou pentru Gala Premiilor Lucin. Gala Premiilor Lucin, care va avea loc la Opera Națională, este o gală, hai să-i spun, mai specială, pentru că e gardată într-un fel de două evenimente. Adică e vorba de 100 de ani de la nașterea lui Ion Popescu Gopo, e vorba de 100 de ani de la nașterea lui Liviu Ciulei. Două mari personalități cu încă un adaos. Ion Popescu Gopo a fost al doilea președinte al Uniunii Cineaștilor, de fapt al ACINului, Asociația Cineaștilor, care a devenit după 90 Uniunea Cineaștilor, după maestru Victor Iliu. Sigur că vom avea momente, hai să le spun așa, deși nu sună foarte convenabil, omagiale, dar omagiale în sensul artistic al cuvântului, și conform unor nominalizări și unui juriu condus de Cristian Tudor Popescu, care a jurizat alături de doamna Marina Constantinescu de la Uniter, critic de teatru și director de festival internațional de teatru, doamna profesor Manuela Cernat, critic și istoric de film, o surpriză, doamna Teresa Barta de la York University din Canada, după cum știu, o foarte mare documentaristă, și Valeriu Jereghin din Republica Moldova, cel care acum un număr de ani a învins toată floarea cea vestită a regizorimii române adunată la Costinești. Pe vremea aceea Costineștiul era un mare festival internațional, el câștigând marele premiu cu un film, Și va fi, film care a fost prezentat și în selecția de la Cannes, în Kenzen de realizator. Juriul, filmele, n-aș putea să vă spun acum care e palmaresul, pentru că va fi o surpriză. Tot ce pot să vă spun este că cel mai important premiu al Uniunii Cineaștilor, premiu academic, inițiat de al treilea președinte al UCIN-ului, academicianul Mihnea Gheorghiu, va reveni anul acesta doamnei Mariana Micuț, domnului Dan Condurache și domnului Horațiu Mălăiele. Ne vom bucura de prezența evidentă a domnului dirijor Jinga și Orchestra Operei Naționale, pentru că am stabilit tipul acesta de format. Mi se pare un format mai elegant, mai rafinat, dacă vrei, în care să existe o seară de muzică simfonică, o seară cu premii, o seară cu alocuțiuni decente și o sală care sper să se bucure de ceea ce vede și cineaștii să se bucure de nominalizări, de premii și chiar de nenominalizări, pentru că astăzi este un lucru foarte important, să faci film. Sigur că dincolo de aceste, să le spunem, spectacole, care înseamnă Gala Gopo, care înseamnă Gala Ucin, dincolo de penuria de festivaluri, începând cu cel mai important DIF și continuând cu tot felul de festivaluri care apar ca ciupercile după ploaie, lucru care e notabil, dar dincolo de asta, cred că cineaștii trebuie să se adune și poate că semnalul îl voi da chiar la gală, să rezolvăm încă două probleme din cele trei. Voi lansa totuși la Gala UCIN un semnal cineaștilor, mai ales cineaștilor importanți care au căpătat notorietate internațională, să rezolvăm
încă două probleme din cele trei. Prima problemă este producția de film. Producția de film există. Filme se fac. A doua este cine le distribuie și cum, cine le vede și cum. Pentru că nu vreau să am sentimentul că un film românesc rezistă o gală. Nu vreau să am sentimentul că un film românesc rezistă la mol 3 zile sau o săptămână. Ci vreau să cred că cât de curând totuși Bulevardul Maghieru va intra într-o formulă de reconstrucție, ca să-i spun așa, pentru că arată ca după război. Implicit cinema studio, care a fost cinemaul Uniunii Cineaștilor și al Cineaștilor. Cinema studio avea lunea un cerc de creație în care veneau toți cineaștii, se întâlneau, discutau și vedeau filme care nu rulau în perioada aceea pe piață. Filme interzise de România Film să fie prezentate, dar pe care totuși cineaștii aveau îngăduința conducerii de partid să le vadă. Și de atunci cinemaul, chiar dacă a aparținut și aparține în continuare în acte arhivei, el este de drept moral al cineaștilor. Și întotdeauna filmele Noului Val, de exemplu, au fost extrem de promovate în această sală, începând cu galele și terminând cu o săptămână, chiar două, cu un public uneori jumătate de sală, alteori mai puțin. Dar nu asta era important. Era important ca aceste filme să se vadă. Sigur că și Tudor Giurgiu a lansat această formulă de o tripletă care trebuie rezolvată. Sigur că și un producător de talia, Adei Solomon, a discutat foarte mult despre sala de cinema și mai ales despre distribuția unui film. Încheiind această istorie în care sper să vină cât mai mult public din cinematografie și să ne bucurăm de această gală, care este făcută, te asigur, cu efort și care va conține emoția revederii unor cineaști importanți și posibilitatea ca noi, Uniunea, să recompensăm oamenii care realmente fac film de autor încă, propun niște lucruri, experimentează niște lucruri și dau vitalitate unui cinema pe care îl sperăm să fie cât mai cunoscut. E cunoscut în lume Noul Val, așa cum a fost cunoscut în lume și Valul anilor 70, așa cum altădată într-o bufte care exista se făceau coproducții internaționale. Nu trebuie să uităm că cinemaul nu înseamnă doar film de autor și film de artă, înseamnă film de public, înseamnă un mecanism în care industria intervine în artă și o susține. Legat de noul meu film, care se numește Chipuri și care este, nici nu aș spune că e vorba de un film, cred că e vorba mai degrabă de un gest. Un gest făcut pentru un mare artist. Un mare artist care dă greu interviuri de suflet. El dă interviuri. Dar foarte atente sunt aceste interviuri. Iar eu cred că în acest film Victor Ebenciuc a venit cu un anumit tip de sinceritate și de dorință de a mă ajuta. De a ajuta un regizor
care nu și-a propus neapărat să iasă în față cu nimic, și-a propus să fie undeva conform unei legi teatrale în culise și să lase protagonistul să se desfășoare, punându-i doar această întrebare la început. După atâtea chipuri, care este chipul tău? Am avut foarte multe experiențe și când am făcut lungmetraj cu actori mari, nu știu dacă filmul Rămânerea va rămâne în ghilimele în istoria cinemaului, dar dacă te uiți pe generic, vei vedea o pleiadă de actori, unii mai mari ca alții, care au venit în 1990 să sprijine un debut. La un moment dat, întrebându-l pe Mircea Albulescu ce crede despre un actor, cum e el ca actor, el mi-a spus, sunt ca o sticlă în care lichidul rol intră, după care lichidul iese și intră alt lichid și alt rol. Zic, acum nu o să-mi spuneți, domnul Albulescu, că sunteți o sticlă goală sau un pet în care tot intră rolul lichid. Zice, nu. Dar dacă nu s-ar întâmpla mental așa și nu am reușit să te dezbări de un rol, să uiți rolul acela ca să preiei pe altul, evident că îl preiei în tipul tău de sensibilitate, în forma ta, a feței, a trupului, a mișcării. Deci îl înglobezi personajul care până la urmă ești tu plus personajul. Victor Ebenciuc asta a reușit, să fie el plus personajul, reușind de foarte multe ori să nu mai fie el și doar personajul. Vezi Pampon, aproape că nu-l recunoști. Vezi Medalia de Onoare, aproape că nu-l recunoști. Vezi Mormoromeții. Va rămâne indiferent de partitura lui Horatiu Mălăiele și de tentativa lui Gulea din Moromeții 2, o tentativă extrem de curajoasă, ce-i drept, și din partea lui, dar și din partea lui Mălăiele, totuși efigia, chipul, efigia Moromete rămâne el. Sigur că am fost la un moment dat și sub imperiu unui teatru cehovian, adică acel cântec al lebedei cu un Svetlovidov care vorbește despre el și despre plecarea lui din teatru și despre bătrânețe și despre suferință, și-am strecurat oarecum în structura cinematografică acest tip de mesaj, că la un moment dat vine un actor, se urcă pe o scenă, vorbește despre el, sala e goală, dar el are sentimentul că sala e plină și l-ascultă. Iese pe holuri și privește în dreapta și în stânga și atunci pe pereți sunt imagini cu prietenii lui actori, cu marile spectacole, și asta cred eu că a dat o anumită emoție demersului cinematografic. Pentru că am simțit în sală emoție și l-am simțit pe Victor Ebenciuc și pe Mariana Micuț, care au avut această emoție, o emoție nejucată, o emoție sinceră. Până la urmă, tipul acesta de, să spunem, cinema portret va avea importanță în timp, peste ani și ani. Nu suntem veșnici,
dar poate prin aceste apariții, prin aceste filmulețe, putem să devenim, pentru cei care vor dori să privească cum arată veșnicia în teatru, în film sau în viața unui actor. Să nu uiți că o foarte mare perioadă de timp, o perioadă care a însemnat anii 50, 60, chiar 70, nu s-au filmat mari spectacole și au existat mari spectacole. Nu s-a putut filma mari roluri și au existat mari roluri. Avem doar 3 minute din repetițiile unui mare spectacol care a însemnat revizorul al lui Pipintilie. 3 minute. Le-am găsit. Nu vreau să-ți spun câte telefoane mi-a dat Lucian Pintilie, care evident că nu putea să-mi dea mie un telefon, care era, nu prea de telefoane el în principiu, să mă roage și să mă duc la el cu un DVD cu acest 3 minute în care era o repetiție, repetiție cu Ogășanu, undeva era Claudiu Bertola, era el care dădea niște indicații de regie. Nepotul lui Rameau, spectacolul nu există la vedere. Doamna Lucia Storza-Bulandra, foarte puțin pe peliculă, extrem de puțin, câteva minute. Teatru TV, care se făcea în televiziune, nemai fiind masterizat, a căpătat o patină albicioasă și integrala Chekhov, era integrala Ibsen, integrala Strindberg, evident era și integrala teatrului gen Vlaicu Vodă sau Bușatini sau într-o compensație, dar pe spectacole foarte bine alcătuite, cu costume, cu decoruri impozante, deci spectacol. Bineînțeles, într-o formă de dăm și venerarea marilor domnitori și putem plasa în vorbele lor patriotismul, dar dăm și mari momente Ibsen, Chekhov, Strindberg, O'Neill. Deci, aceste chipuri, multe chipuri pe care le-a avut Victor Rebenciuc, vin în completarea unor alte filme portret pe care le-am făcut. Portretele lui Marin Moraru, lui Dinică, Sandei Manu, Elisabeta Bostan, Ion Toboșaru, mulți care se află într-un DVD pe care l-am intitulat La Steaua, pornind de la Steaua care a răsărit o cale atât de lungă. Sincer, pentru că în general sunt un om care am cu exactitate pot să analizez momentul realizării unui film și impactul pe care l-a avut acest film. Ți-am spus că nu este un film, că este un gest, că l-am făcut din prietenie pentru un maestru, că maestru mi-a răspuns cu aceeași prietenie și chiar cu căldură, la o anumită vârstă la care e mult mai greu să vii, să te așezi, să te concentrezi, am simțit căldură din partea lui, așa cum n-am simțit niciodată la niște filme mult mai bine alcătuite în trilogia Purcărete. Purcărete, când mă vedea, parcă vedea ceva care să-i creeze un sentiment îngrozitor de inconfort, ca un fel de intrus în laboratorul lui de lucru. L-am înțeles. Și mă duceam cu o aparatură minusculă pe care o plasam să nu o vadă, ca el să poată să se miște în largul lui. Nu era în largul lui. Și sunt totuși creatori care
în zona aceea, e foarte greu să lucreze și să se simtă confortabil când vine o altă artă din afară, iar asta este și o artă cu utilajele aferente. Adică vin cu proiectoare, poate să strice o schiță de lumină, deranjează și actorii. Puțini mari creatori de teatru au suportat și au înțeles, probabil pentru că erau și creatori de film. Vezi Ciulei, Furtuna, Ciulei a acceptat să vină o echipă și echipa a stat aproape o lună de zile în Teatru Bulandra, la toate repetițiile și s-a făcut un film de o oră și reprezentativ pentru repetiții la Furtuna. Deci, puțini oameni acceptă să se intre în laboratorul lor, în universul lor, în zona lor de creativitate. Deci, acesta este filmul și în 25 va fi o gală la care vă aștept.